Dumneavoastră de ce n-amestecați în mămăligă, în tocană? Ce culoare faină are. Mălai frumos, bun. Mălai bun. Nu mai, domne, s-a dus, nu mai are vacă, auzi, ci că nu ți-o vacă. Cum să nu ți-i vacă, domne? Și eu le-am dat fete așa, bă, când e Paștele, și nu mai fi noi. Și s-o duce la școală și s-o duce undeva. Să taie, să cumpere miel dacă n-are miel. Și de porc la Crăciun porc. Așa am crescut, așa. Îi mai trebuie? Nu. Dacă este mestecarul curat, mai trebuie leacă, nu mai este. Așa se face bulzul la noi la Rucă și cred că e tradițional. Vine noaptea, la noi așa e noaptea. Și dau leacă din avicheie, făcugă. Asta trebuie învățată? Da, e mai mic. Ajutat-o un pic. Ajutat-o leacă. Uitați că vă intră și aici zăpadă, înăuntru. Bate viscul. Bate viscul aici. Nu e învățate aceste. Nu e bine să aibă grajul, că zbură mare în graj. E bine să aibă fie mai erisit. Am văzut că e mai erisit grajdul. Da. Mă răi de orice sunt. Nu am văzut, de ce să-i văd eu prostii? Dacă eu cred că pune și gura pus. Măsamarea lor, aveam o cățea brează, măsa lui brează aia, aia am văzut-o. Dar știi cum punea gura? Așa făcea, zicea așa, cutura. Eram cu un băiat și... Ce bine s-a întins, uite ce bine se întinde. Filmăm să vadă și alte persoane care poate au trăit și cândva experiența asta. Să fac un ban. Ia uite la vostru. Îl vedeți? Uai, ce frumos e, ce scump e. Ca și un ursuleț. Și măgărița doarme cu calul? Da, da, cu calul. Când vrea. Și lăsați deschisă ușa. Închică-i fiul la apă. E fiul la apă. Jezărul. Uitați, domnule, așa se face bunza de burduf, înțelegeți? Asta e crinta. Da? E crinta, înțelegeți? Și aici se face cașul. Se vede că e groasă la burtă? Aia nu e mare, dar e frumoasă, aia pietroasă, am mai pus, am pus 100 de kg pe aia, am dus colorează la astfel. E pietroasă, înțelegeți? Nu vine să și pluși câteodată. Dumneavoastră de ce n-amestecați în mămăligă, în tocană? Bine, că așa, bine, ca și noi, eu dacă fac, eu tot timpul, când pun, când amestec, nu lăs așa să fiarbă de la sine, asta și e o rețetă. Asta e mămăliga. Asta e mămăliga. Da? Asta care o întorceți așa și pic așa? Da, pe așa, vreau să fiarbă mălaiul. Nu, că văd că e acolo împreună, nu cred că se face gogoloșă. Hai că vedeți dumneavoastră. E un secret, v-am spus când eram mic. Eu întreb, dumneavoastră dacă vreți să spuneți. Bine, poate mi-e frică că nu protez pe asta, poate am emoții. Păi da, fac câte 5-6 măliși seara, în fiecare seară fac aici, se face așa o căldură și un miros plăcut. Știți ce frumos? Păi, m-am învățat, sincer vă spun, poate parai de mine ce viață, mie-mi place. Credeți-mă că multă lume mă contactează și mă întreabă unde să mă duc să stau, nu știu, o săptămână, 2 săptămâni la stână. Face, plătesc, dau oricât, ajut, fac, numai să mă duc să stau. Îs mulți care... Da. Care au crescut de tineri, înțelegeți? Acum poate să plecați, acum au bani, să realizați și ar vrea că... Eu și stâna care o am acum, deci unde sunt eu la stână, a fost în partea lui bunicul, al lui tata. Și tot așa e ca în rustic, nu e cu mașină, eu tot pe iapă, pui, tot pe măgar, tot, înțelegeți, tot. Eu nu știu, numai norocuri de astea am avut, n-am avut noroc să mă duc cu mașina în fața ușii, înțelegeți? Tot cam rustic, tot. Eu, cum să vină la vară la mine? Primiți, aveți nevoie de ajutor. Nu neapărat, da? Uite, vedeți, așa să facem mărigaul, asta fie arbă. Ce culoare faină are. Măi, frumos, bun. Măi, bun. M-a dus să-mi dau la film. Fain, măligă mereu. Păi da, de exemplu, socul meu și ăștia și bunica mea, ei au trei face, dacă unul nu face măligă, unul nu țin să pui. Și nu, cu pui, nu cu de-astea. Nu. Lemnul ăsta, adică cuptorul ăsta din ce-ai făcut? Păi de cărămită cred că e, nu știu. Nu știu. Păi, crezi, domne, v-am spus, asta are 150-180 aici, între anii ăștia. Vă dați seama ce perindat asta. Și războaie și... Nu cură apă. N-aveți scurgeri, că am văzut că e acoperită cu șindrile. Da, da, păi aici e un secret, că acoperișul, dacă are acoperișul... Bine, proprietarii sunt oameni ca lumea, sunt oameni, oameni. Ei nu mai... Tata lor avea vaci, avea de-astea, nu... Nu mai, domne, s-a dus, nu mai are vacă, auzi, și că nu ți-o vacă. Cum să nu ți-i vacă, domne? Și le-am zis la fete așa, bă, când e Paștele, nu mai fi noi. Și s-o duce la școală și s-o duce undeva. Să taie, să cumpere miel dacă n-are miel și te por la Crăciun porc. Așa am crescut, așa... Deci o țâuile astea, da, s-a țâuile astea, pe cuvântul meu. Hai zis nevastă mea, ce mă cumpărăm miel, să n-avem noi miel al nostru? Și ale țău acolo închis, le dau porumb, le dau fân. Mi-e drag de ele, mi-e drag, dar mă freacă și astea la cap, înțelegeți? Important că vă susține și soția în ceea ce faceți. Foarte. Soția a fost... Din câte am observat, dacă nu v-ar susține, ar fi cam greu. Doamne, nu știu, mi-a dat Dumnezeu o soție adevărată. Crezi că la... Pe la răvășituri și pe la ăstea mi-a zis cineva odată, bă, cred că cunoaște Mariana, mai bine la voi ca la tine. A crescut, adică tot așa a crescut, înțelegeți? Tot în colibe, tot în... Deci nu. Și asta nu e o rușine, domne, să muncești, eu nu cred eu. Dar bine, noi am ajuns o speță de jos, că ăștia intri într-un magazin, iau, te putea vacă, pute, înțelegeți? Nu fără mișto, mă, păi vă spun eu realitatea care e. Și ce dacă putea vacă? Ce ai, domne, lumea lude. Vă dați seama, dacă lucrați toată ziua cu ele, normal, și dacă aveam, vă spălați tot... Sârgeam în toamna, aveam 7-8-10 vaci, deci țineți cont, 10 vaci. Și o strângeam și plecam cu ele pe munți pe aici toamna, ca să nu tot așa să luăm mari. Și Mariana venea la vaci, n-avea serviciu. Le mulgea aici, vă dați seama, având în rucă, rola la prin spinar se ducea cu el acasă. Câte femei făcea treaba asta? Îmi spuneți dumneavoastră mie câte femei. Să iei 20-25 de kilograme de la prin spinar să pleci cu el acasă. Ce ai, Dumnezeu? Și după aia la un moment dat dat seama, bă, zic, e greu, nu pot să mai fac, că... Zic, că mai lumea și invidioasă și aha. Se ducea cu ele la apă, vă dați seama, să te duci cu ele în Valea Arșiții și... Am muncit, am făcut casă, am muncit, ne-a ajutat Dumnezeu. Am făcut destul, am făcut grajul acolo la Pleașe, pe aia în graj, am dat 300 de milioane, m-a costat, cred că grajul. Da, dar e muncă cinstită. Dar numai de muncă cinstită, nu mi-a plăcut măgăria. Acum am făcut toată o măgărie, am schimbat la cineva o oaie. I-am dat altă oaie de-a mea, oaie bună, mi-a dat-o, i-am umplit oaia, 5 oi, domne, 5 bucăți de alea, 5 puteri de oi, una am găsit cu capul sub tea, două, plâneam cu alea așa la vaci, a intrat niște câini, mi le-a făcut cu alea varză. Eu cele mai frumoase oi, 5 am zis de atunci, mie nu trebuie prostii, nu mai fac eu prostii. De se întoarce dacă fac. Hai de cap, nu știu, mie mi s-a întors, la alții nu știu cum se întoarce, dar mie mi s-a întors. Poate și la alții se întoarce, dar nu zic. Mie nu-mi trebuie, nu-mi trebuie, sau cu câini, sau... Mai zice de ăștia, băi, de ăștia dă muncăță să mă duc eu să cumpăr căței după la alte șeavre sau nu, trebuie, domne, nu. Dacă am, dau, dacă nu dau. După aia să mă sună la telefon că nu s-a făcut câinii sau... Cui i-am dat un cățel, adică cățel, că nu mă ocup eu cu bișnița de câini. Surplus, că fata cățeaua 7, dar nu m-am putut să-i arunc, înțelegeți? Dar sunt mulțumiți. Acum cred că i-ați văzut și dumneavoastră ce temperament are. Păcat că nu veniți la expoziție cu ei. Nu pot să vin, nu pot să vin, că nu pot să plec de aici. Păi eu abia uitați că e ceasul, e 4:30, păi trebuie să, după aceea când ați plecat dumneavoastră, să bag iapa în graj, după aceea să mă apuc să mul vacii, să bag vițăie la vaci, să dau la pur să... Auzi căței. Ce bătaie bună. Da. Vezi, îi dau vă ce pe garanție că să facă, e bunii. Arată bine, foarte bine. Îi mai trebuie? Nu. Dacă este mestecarul curat, mai trebuie la nu mai este. Am văzut că am mestecat, învârtiți mestecarul în mămăligă, dacă iese curat, e gata, nu? Da. Am înțeles. E gata, uitați. Mă l-ai grișat, înțelegeți? Și mă l-ai grișat, eu leacă mai aspru. Punem pe printer, nu? Punem în tuș bulzul? Poftim? Faceți bulz? Da, hai să facem unul. Păi cum să facem? Păi de ce am făcut mămăliga? Să vedem cum să facă, n-am filmat niciodată treaba asta cu bulz. De când filmez eu nu... Hai, nu. Pe bune. Hai, domne. Așa se face bulzul la noi la Rucă și cred că e tradițional. Deci puneți caș... Brânză, nu multă, caș. Brânză, adică multă. Da, pune că avem. Dacă nu aveam, așa, da. Înțelegeți? Mai arde. Nu vă arde. Arde un tic. Sunteți învățat. Am văzut că și afară v-a spălat cu apă fierbinte și n-a zis nimică. Și cu rece și cu fierbinte. Hai să vedem aici. Să vi-l pun în tur sau să vi-l pun pe plită? Hai să vi-l pun duci. Da, să faci și acolo. Să topteaște brânza. Hai să-l punem pe plită? Da, pe plită. Cum să nu? Cum vreți dumneavoastră, da? Vreți brânză? Da. Hai că vedeți dumneavoastră. Atâta, suflet. Nu, pe ar să vă dați seama. Asta-i face lui domnul Vasilică. Și când eram la mutele, face fiecare semnul lui, înțelegeți? Făceați semn pe ele? Da, că... Sau aveți un model anume? Nu, da, fiecare cu modelul eu le fac, dacă tu se lua mai lunguiețe, unii mai rotunde, unii mai... S-a dus. Vezi că e plastilină. E brânza bună. Asta păi, dar știți... A, și mă, de mămălie, ce noastră? Nu-ți mai trebuie să mai mănânci nimic după mâncarea asta. Păi singur. Bă, dă ăștia la bran bunătățul. Dar mai bune ca astea, mai naturale ca astea, nu cred. Hai că am plătit mămăligă bună. Acum, domne, când eram mic, vai, fugeam când era atunci, până care pune de măligă. Acum, dacă făceai măligă rea, era cam belea. Era dacă nu încercai, nu reușai. A? Ma cine nu lucră, nu greșește, până la urmă. Da, normal, greșeala e omenească, dar ce... Era în primul rând Judea și nu Bajocura. Bajocura și... M-a pus, aproape că dădeam, faci ca la examen să ne ducem la stână. Ce? Când auzeai, bă, să duce ăla, vine din Soră sau ăla din Grin sau ăla. Era o mândrie pentru noi, acum... Ai de capul meu. Era o artă meseria asta, nu fără. Hai, nu mai fac mâncarea. Să facă... Că asta e mămăligă, nu ce face dumneavoastră. Nu e văd că parcă face cap la strii. Deci asta e mămăligă adevărată. Asta e mămăligă, nu? Aici, mâncare ciobănească la domnul Lucian. Da. Mai pur. Cum vă zice la dumneavoastră? Aveți poreclă? A, nu știu. Când eram mic, când zicea BULZ, nu știu, era mai rotund așa la față, nu știu. M-a băgat o grijă de soția, și că vezi ce faci pe acolo și așa. Ia, mă ceartă acum, zice că n-am avut pantaloni. Păi sunteți ca și la stână, cum vreți să fiți? N-ai cum, domnule, aici. Și am crescut de mic, cu oi, cu animale, deci... Nu strâng de asta și de asta am dragostea asta. Deci, da, așa mă, cum, na, nu zic că am o meserie bună, dar până la urmă tot asta mă văd făcând. Unde lucrați? La noi, acolo. Amândoi lucrăm în automotiv, în domeniul construcțiilor de mașini, de automobile. Nu, un BULZ de ăla n-ai treabă. Să mă serviți cu ăsta. Dar cum faceți? Luați prima dată... Cum vreți, dar cam cu BULZ mănâncați. Poftim? Cam cu BULZ. Dar luați și cu mămăligă. Cu BULZ? A, când e gata BULZ-ul? Da, e ceva, vă spun. Multă lume mi-a scris că să fac și filmuri din astea, cum să fac mâncări ciobănești la stână. Acum au posibilitatea să vadă. Vine noaptea, la mine așa e noaptea. Foarte bun. Și dau dacă vine o vicheie sau fugă. Eu că n-am. S-a făcut întuneric, mai aveți? Cum mulgeți? Aveți lanternă? Cu lanternă? Da, da, da. Și cu gunoiul ce faceți? Îl puneți ca și îngrășământ la pe pământ? Da. Sunteți departe de civilizație aici, singur. Vulpea nu vine la găini? Păi cred că vine, dar ăștia ce pădești tu? Ne-am treabă. Că văd, că găinile vă stau în copac, n-au cum să ajungă la ele. Vulpea pe găină din copac, știi cum ți-o ia? O ia? Imediat o ia. Deci am să spun eu, uite la ea și cade proastă de în gura ei. Asta vă spun eu. Deci voi ia vulpea de n-ai treabă. Aia e maică-sa? Da. Și lăsa să sugă cât vrea ea? Da, da. Și aia dacă mai rămâne mult, dacă nu... Dacă te-a lăsit aia... Suși-te acum, hai. Asta trebuie învățată? Da, e mai mic. Ajutat-o un pic. Ajutat-o leacă. Nu prea să ține de cap când se pleacă. Poftim? Să nu ții de cap. Nici pe mine, nici pe viță, înțelegeți? Are tendința să se ridice în sus. Da, nu se ține, nu șuge. Să-l gândi la cadă. Uitați ce îl enervați dacă faceți așa. Îl încurajați. Și nu vă simțiți singur câteodată aici? Nu. Că cum să mă simt singur până la multe animale? Ce meu, dragă, nu vedeți câte am aici, toate... Nu. Cred că dumneavoastră povestiți cu ele. Și atât dacă nu pot povesti, dar vă înțeleg. Ne mai certăm. N-ați observat cum a intrat în greaș, cum intră cu fiecare cu... Fiecare își cunoaște locul. Dom'le, v-am spus și mă repet, mie drag, fac de drag, nu neapărat. Bine că câștigăm existența, de ce să mâni pe Dumnezeu, că e foarte bine, adică am văzut brânză, am făcut treabă, că muncesc cinstit, muncesc corect, nu păcălesc pe nimeni, nu. Dar mi-e mult drag. Dacă nu ți-e drag la ăstea, nu stai. Hai da, a venit-o cu vițelul ăsta în brațe, fai de capul meu. Dacă nu ești atent, poate să-l ia și ursul. Păi cum să nu? L-am căutat că ele se ascunde, înțelegeți? Dar mi-am dat seama pe ce vale s-a adus, păi... Hai de cap. Am dus noaptea, am băgat-o, m-am dus într-un braj, după aia noaptea... Nu puteam să dorm, m-am dus, am legat doi câini, unul într-o parte, nu l-am luat unul, că e altfel. Înțelegeți? Crede că fata se ascunde. Acum am pe asta, mâine să împlinește la junicuța asta, asta e mai problemă, că e junicea, asta e vacă mare. E mai greu cu ea? Da. Se pregătește bine, are ujer frumușel. Da, e de multă, este bună. Așa, dar sunt mai subțiri ele și am schimbat gura și astea de multă am observat de frumoși. Au 7 săptămâni, v-am spus. 7, cam aici. Nu sunt frumoși? Mâncare sănătoasă. Păi nu m-ați dat cu pâinele, dar n-ați văzut? Nu m-ați dat cu pâine, da. Și-ai țin pentru anul și mi-am o splacul de pătate acasă. Dacă-mi fată și ar tot așa să-mi facă 5-6, că nu mai cumperi, înțelegeți? Totul să faci cu pasiune, să ții, să faci, o să ai, o să întâmple să moare cucii, moare un vițel, moare... Asta e. Uitați că vă intră și aici zăpadă, înăuntru. Bate viscul. Bate viscul aici. Doamne, învățate vacile, nu e bine să aibă grajul, că gură mare în graj, e bine să aibă fie mai erisit. Am văzut că e mai erisit grajul, da. E spațiu între... Deci animalul, și am văzut și eu pe la rău, și poate să fie de căldură, nu de frică. Dacă nu-l scot afară, ce face? Ea poate să bagă acolo și am dă... Mai merg cu dumneavoastră până la grajul ăla, acolo jos, nu mai merg cu dumneavoastră până la mașină. Nu cred că vei urmă, nu? Nu, ne descurcăm, asta nu vină câinii, știți? Vine așa, nu cred niciunul. Îl mutați și pe aia la altă parte. Păi dar nu, e măcar să o păzească pe partea asta, că partea altă o mult, înțelegeți? Că acum e micuța, mai sub, că a văzut că și-a fost măsa, că mâine măsa afară pe ea. Dumneavoastră vă notați undeva când se împlinește vremea la un animal să plece. Da. Păi de exemplu, asta e montata de ziceau cu 18 mani. Înțelegeți? Păi trebuie să știi, domnule. Aia pe 5 aprilie, pe 5 ianuarie se împlinește. Veniți încoace. Se vede. Nu, că văd foarte bine. Aia, 2 viței? Ați mai avut? Să fete 2 viței. Da. Și mai greu cu ei? Aia mai greu, nu, e greu așa 2 zile cu orice viță până ce sunt mici, așa până e o leacă, după aia că nu mai treabă cu Iisus, bine. Sara, mai ieșiți din casă când au zis câinile trâns sau ceva? Da, mi-e un drag, nu, ies afară, stau o leacă, mi-a luat o goarnă de aia că mă doare în gât. Fiecare? Trâmbiță? Trâmbiță, da. Dar știi să umflați în trâmbiță? Da, buvuzea, da, dacă dau să vezi ce începe ăștia să urle. Serios? Da. Haideți că îi filmăm să vedem. Hai că mă vede cu buvuzeaua aia. Hai că vă arăt. Bă, ăștia tinerii face câini, v-am spus că să fac câini. Câini bărbați. Crescuți aici, acum a spus, nu feriți de alți oameni. V-am spus, eu plec acasă, deci las aceea, uitați, vă arăt, demonstrați dacă vreți, mă duc la mașină, plec, nu pleacă, nu părăsește de aceea, nu există să calce cineva aici, vă spun eu. Pe copiii dumneavoastră îi cunosc? Da. Nu știu pe Mariana, că e săraca, n-a mai venit la cuvânt cu serviciu, cred. Păi a venit un băiat și tot așa, chiar acolo la poarta aia, mi-a măturat cu ușa cu un an. Adică face foarte rău. S-a pus și acum nevastă la început, când venea, când a apărut unul și unul și unul, s-a suit într-un copac. Mă răi de văd, ce sunt răi? Nu i-am văzut, de ce să-i văd pentru o prostie? Dacă eu cred că pune și gura curs. Măsamarea lor, aveam o cățea brează, măsa lui brează aia, aia am văzut-o. Dar știi cum punea gura? Așa făceam, zicea, scutura. Eram cu un băiat și chiar l-a întrebat, eram 3 ani și facea, păi cățeaua aia, cățeaua lui Luci. Bună, i-am dat-o la niște băieți pe la Moldova, a pierdut-o, așa, de-a pus pe cap sus. I-am dat-o așa de dragul lor, că a cățea garantată. Mai zice că nu-i dai un câine bun, am dat câini buni, l-am dat pe gruia la mare, mamă ce câine era așa, l-am dat că era prea rău. Am dat numai câini buni. Stai, dar ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Corect. Și dacă ați dat calitate bună și ați dat marfă bună, vi se întoarce înapoi. Păi vedeți că se face, de exemplu, cu cât e? 2 cu 5, 6, 7. 7, cu la mic cu 8, se face, mai opresc chiar, se face 10. Cât crezi că poți să-mi? Că n-are cum răspund. Am știu ce are cățălan de aia, dacă cred că și-o reveni, nu știu. Bă, de mine s-a mâncat, era bună. I-am dat zăra, bă, și zăr, parcă... Mai devreme, eu... Ce bine s-a întins, uite ce bine se întinde, asta e brânza adevărată. Uitați pe alea mult. Dați că mă uit la dumneavoastră cum procedați și apoi mănânc și eu. Arătați și pe domnul Vasile. Arată-mă aici. Îmi spune dacă e bună. Dar ce bine mă simt așa, fără lumină, fără departe, civilizație, rustic, deci... Nu-mi vine să cred cât de bine vă simt, vă spun sincer. Filmăm să vadă și alte persoane care poate o trăi și cândva experiența asta. Și nevoile poate împins în afară, să mai ales să muncească. Nu de să duc oamenii că să fac un ban. Ia uite la vostru. Uite ce bine s-a făcut asta înăuntru. Bulzul ăsta. Extraordinar ce bune. Deci incredibil. Îmi face și o doamnă acasă. Dar nu mai plătit mămăliga asta. Ați auzit lup urlând? Nu. Nu? Da, nici nu știu dacă urlă pe aia. Ce e să plec? Am înțeles că umblă 5, eu iau haită cu 5 lupti, umblă pe aici, o zis. Am zis și eu. Că ei pe aici, pe chiar cu zona asta, am zis că prin cățeaua în seara asta. Care cățea? Aia brează. Brează? Se duce nebuna cel mai tare și cățea bătrân se duce și mică rămâi. Se duce pe lup? Mamă, ce se duce. Și lup eu atrag și ea săraca... Ea știe cât de cât. E ceva? Au simțit ceva. Adu ta lupei că latră unul pe acolo, unul pe acolo. Când nu e lup, latră așa, împrăștiați, înțelegeți? Mamă, și n-am legat-o. Bă, și-am zis că o letră, mă, stă cățea. În caz. Ia, se duce direct la lup și poate să o tragă și apoi să o prinde, să o mănânce. Că toată noaptea l-a tratat noaptea bucheaia acolo și a sus. Că eu m-am dus cu voia la fund. S-a dus. Dar mai știe că e cățea bă... Da, copii pe măsă, o leacă. Ia, am zis de colegi, am zis pe aia să întâmplă ceva. Ar fi păcat să se întâmple ceva cu ea. Poftim? Numai că nu vorbește. V-a făcut până acum ceva mânci? A făcut. Acum e iară montată cu un armăsar bun. Marș! Nu mâi! Dacă în fata acum o opresc. E dintr-un cald al lui chemarea muntelui. Bunii de măgăreața rămâne afară, nu că îi mai bag niște fân. Mai bag niște fân? Mai bag. Și măgarul rămânea afară? Da, vrea să intre bine, dacă nu... Știu din ce când a ieșit. Deci o femeie, și asta ar fi e cumva... băiat. E băiat? Da, e mic, are 3 săptămâni. Dacă găsiți pe cineva... Nu, eu nu e vățat să-ți pui mâna pe el. Nu am dat mâncare, mi-am dat nimic, uite-l vedeți? Uai, ce frumos e, ce scump e. Ca și un ursuleț. Cine o să fie interesat, o să vă sune. O să lăs numărul dumneavoastră în descriere și cine o să fie interesat de el, să sune. El da. El săracul nu i-a dat mâncare. Băi, e mic, are 3 săptămâni, nu vezi că să-și vede. Mănâncă de la maică sa. Da, am mâncat de la măsa. Atât am venit într-o zi și am măturat în coadă, că zic că e urât rău cu coada lungă, cu covrigi de aia de coadă. Înțelegeți? Și tot dumneavoastră v-ați urcat acolo și fânul. Da. Și măgărița doarme cu calul? Da, da, cu calul. Și lăsați deschisă ușa. Închid că e fiul la iapă. E fiul la iapă. Dacă nu pun ce afară. Dumneavoastră ați spus și de al doua tură, o tava. Nu. Numai prima tură. Și cu ce faceți? Manual sau mecanic? Manual, totul manual. N-aveți posibilitatea aici pe dealurile astea? Păi, da, vă dați seama. Cred că ar merge, nu știu, dar... Trebuie să aveți coasă, bie bătută. Știți? Trebuie să aveți coasă, bie bătută. Da. Ăsta e de la zări, nu? Ce? Ăsta din față. Da, da, făcea ca și în iar cine și pe aici să scurge zărul. Uitați, domnule, așa se face pânza de burduf, înțelegeți? Asta e crinta. Deci e crinta, înțelegeți? Și aici se face cașul. Se lasă să se stoarcă și până ce se stoarce el de tot. Vii la vară la stână și ți arăt cum se face cașul. Bine. Dar după aia mă copiază ăștia secretul. Dar nu postăm. O să le arăt, dacă nu le iese mâna și... Că asta e faza, că mâna contează. O, nu m-am ferit de nimeni eu. Bă, dacă faci un lucru, să-l faci cu drag. Apă, nu-i dați la cap. Știți, am fost când nu am fost cu vacile. Da, păi până să venim neastră. Era frumos dacă veneam mai devreme. Mergeam acolo și la apă 10 sălbatică, acolo un părău, un... Deși urât. Era frumos. Dacă mergeam și acolo. Și mănâncă împreună cu calul? Da, sunt foarte bune prietene. Să înțeleg foarte bine, nu s-a bătut niciodată. Deci ar trebui să mai fi certând ele. E o puică asta. Aia, mi-e drag, nu că fac eu ceva cu măgarul. O, ce afară. E drag. Poate o să aveți și pui de măgar dacă a umbla. Da, păi am dus-o la chemarea muntelui, are un armăsar. Are pui în burtă. Are pui? Da, se vede, păi la până la 1 martie trebuie să fete. Și ea și apa. E cu noroc la amândouă. Mulțumesc, și ea și apa. Are apa natural, un sar de sau. Îi smurge-o. Poftiți? Știți cât e un litru de lapte? De lapte, la măgăriță. Nu știu. La măgar. 100 de lei litru. Oh. Păi are lapte? Hm? Păi dar nu-i ajunge la pui? Nu-i ajunge la pui. Dar se vede că e groasă la burtă? Mhm. Aia nu e mare, dar e frumoasă, aia ce pietroasă, am mai pus, am pus 100 de kg pe aia, am dus colgează la astfel. E pietroasă, înțelegeți? Vă mulțumim frumos de ominie, ne-am simțit foarte bine, să fiți sănătos, să aveți sărbători frumoase. Vă mulțumesc în suflet și ce-mi doriți dumneavoastră mie să vă dea Dumnezeu dumneavoastră. Să fiți sănătos, să puteți duce mai departe ceea ce gândiți. Vezi că zic de acum la vară, poate nu veniți la sână. Vin. Vă rog eu frumos. Venim cu familia. Da. Stați o noapte, două, cât să vreți dumneavoastră acolo. Sunt curios dacă este ceva frumos acum, dacă aveți vizualizări. S-a filmat astăzi. A, ce curios, abia aștept. Da, îți place.